În timp ce Gabriel Păun îl consiliază pe Florin Câțu, organizația sa Agent Green îl atacă pe premier pentru lipsa de transparență a PNRR. Gabriel Păun, președintele Agent Green, dar și consilier onorific al premierului din februarie, transmite prin Organizația de Protecție a Mediului pe care a fondat-o mai multe nemulțumiri legate de Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru care primul ministru a mers până la Bruxelles ca să găsească susținere. În contextul dezbaterilor privind Planul Național de Redresare și Reziliență, organizația Agentul Green, al cărei fondator este chiar consilierul onorific al premierului Câțu, acuză guvernul de lipsă de transparență. În scrisoarea deschisă, semnatarii atrag atenția premierului că PNRR nu prezintă detalii referitoare la proiecte eligibile, ceea ce îl transformă într-un semnal de alarmă. Această abordare generează o lipsă de transparență din partea Guvernului României în ceea ce privește proiectele propuse pentru finanțare din cadrul celor 29,2 miliarde de euro care urmează să fie alocate României. De asemenea, este alarmant faptul că planul nu prezintă detalii cu privire la proiectele eligibile pentru pilonul 1, tranziția verde în cadrul PNRR și la măsura în care planul, în ansamblu său, este coerent cu obiectivele Pactului Verde European, se precizează în scrisoarea deschisă. Mai mult, semnatarii atrag atenția că după consultările publice din februarie, niciunul dintre proiectele incluse în pilonul Tranziția Verde al PNRR nu a fost prezentat integral, astfel încât să fie clare efectele acestuia din perspectiva impactului asupra mediului. De aceea, cerem Guvernului României să facă publice proiectele propuse pentru finanțare în PNRR, însoțite de prezentarea modului în care aceste proiecte evită impactul semnificativ negativ asupra mediului și în cazul proiectelor din pilonul 1 Tranziția Verde, a modului în care aceste proiecte sunt aliniate cu Pactul Verde European, potrivit semnatarilor.